Bună seara, doamnelor și domnilor, actual regional, partea a doua, astăzi, 22 mai. Avem patru teme cu invitați pe măsură. În prima parte vom discuta despre o scrisoare deschisă adresată conducerii acestei țări cu precădere ministrului, primului ministru Ludovic Orban, ministrului finanțelor Câțu și doamnei ministru Violeta Alexandru de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Semnatarii sunt cei de la Cartel Alfa. Mai multe veți afla în doar câteva secunde. Despre situația din vămile de la vestul țării primim vești de la colega noastră, Loredana Corchiș, care se află în acea zonă, după care să vedem care va fi soarta festivalului TIFF. S-a discutat foarte mult, nu numai despre TIFF, despre toate festivalurile din această țară. Slavă Domnului, foarte multe la număr, toate de anvergură. Să vedem punctual cu TIFF-ul ce se întâmplă, ce rezolvări, ce au găsit cei din acest bord al TIFF-ului. Iar spre final ne vom interesa de la domnul Cioma Botond, deputatul DMR de Cluj, despre vizita de astăzi a ministrului de externe al Ungariei, Szijjártó Péter, care s-a aflat astăzi înainte de masă la București la discuții cu omologul său român Bogdan Aurescu, după care, după masa, a ținut o conferință de presă împreună cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, aici la Cluj, după care s-a deplasat, după știința noastră, la Alba Iulia, unde se va întâlni cu noul arhiepiscop romano-catolic Kovács Gergely. Cam acestea sunt temele pe care vi le propunem. Începem cu această scrisoare deschisă, dar îl salut în prealabil pe domnul Valentin Ilcaș, președinte Cartel Alfa Cluj. Bună seara, domnule Ilcaș, bine ați venit în această emisiune, chiar și așa via Skype. Bună seara, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune. Mulțumim foarte mult. Zice așa, nu vreau să dau citire la toată această scrisoare, doar punctez câteva idei ca să avem despre ce discuta, domnule Ilcaș. Așa cum am spus, este adresată în primul rând premierului Ludovic Orban. Se vorbește despre modificarea cadrului legislativ vis-a-vis de pensii și mai toată această scrisoare deschisă se axează pe modificările la întregul sistem de pensii. Spune așa în scrisoare, guvernul se pregătește pentru modificarea cadrului legislativ existent în vederea neaplicării creșterilor prevăzute la valoarea punctului de pensie din cadrul legii pensiilor și lovirea pensionarilor. Cea mai mare parte dintre acestora având pensii mizere la limita subzistenței, pensia medie în România fiind de 1.292 lei. O decizie de a modifica, se spune mai jos, legea pensiilor trebuie să fie rezultatul unei dezbateri publice, a unei justificări serioase, dar și o analiză de ansamblu a sistemului de pensii, care să cuprindă în mod obligatoriu modificări la întregul sistem de pensii. La final se spune așa, Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa vă solicită să convocați, bineînțeles către premierul României, vă solicită să convocați Consiliul Național Tripartit de Dialog Social pentru a iniția un dialog cu partenerii sociali care să permită o analiză profundă sub toate aspectele a sistemului de pensii din România, pilonii 1, 2, 3 și 4, transpusă ulterior în propuneri de modificare pe baza cărora să poată fi construit un consens politic pentru adoptare. Cam acestea le-am scos din acest text, domnule Ilcaș. Cum s-a ajuns la această scrisoare deschisă? Un scurt istoric, vă rog. În primul rând, s-a ajuns la această scrisoare deschisă, dacă vreți, explicația este în finalul scrisorii, și anume, apelul nostru, după alte nenumărate apeluri, la un dialog social real, deschis, cu toate toți partenerii sociali, că mă bâlbui deja de câte ori am repetat chestiunea, cu toți partenerii sociali. Ai mai repetat și pentru noi, domnul Ilcaș, o să dea bine. Cu toți partenerii sociali implicați în dialogul social care
este o emblemă a Europei democratice, o, mai puțin o emblemă a societății democratice din România. Am înțeles. Domnule Ilcaș, ca să se înțeleagă cât mai bine, pentru asta suntem noi și pentru asta suntem o televiziune publică și încercăm să deslușim alături de dumneavoastră pentru publicul nostru telespectator. Zice așa, oricum, prin lege, de la 1 septembrie ar trebui să se aplice acea majorare de 40%. Dumneavoastră, prin această scrisoare deschisă și prin demersurile pe care le aveți în vedere, vă referiți doar la acest moment, 1 septembrie 2020, sau și la alte momente? Nu, nu. În ansamblu. La ansamblu. La întreg ansamblu. Pentru că de când a venit noua guvernare, ba să măresc pensiile, ba nu se măresc pensiile, ba cu se vor mări, dar nu cu ceea ce prevede legea. Ba. Deci este un meci de tenis între a se mări și a nu se mări, între limita prevăzută de lege și o altă limită iluzorie pe care nu ne-o comunică încă nimeni. Cert este că este un ansamblu legislativ această reglementare a seniorilor, așa cum îi numim în ultima perioadă, seniorii au prioritate la cumpărături între orele 13, 11 și 13. Bine, acestea, ce spuneți dumneavoastră acum, sunt pentru o perioadă bine determinată. Adică a fost cu starea deci, de urgență, acum cu starea de alertă maximă. Nu știu dacă mai suntem în maximă, deci, dar să... o stare de alertă. Deci vrem... Nu, era o aluzie la faptul că noi îi cinstim pe seniori, dar numai în anumite situații. Trebuie să îi cinstim pentru cariera pe care au avut-o de-a lungul unei vieți active, iar la finalul acestei vieți active să poată să-și găsească liniștea materială asigurată prin niște reglementări bine gândite. Ori... Domnule Ilcaș, scuzați-mă că vă întrerup, căutam aici pe această scrisoare deschisă o dată. Când a fost trimisă sau când a fost concepută? Sus, se vede sus, deasupra, București 20 și... Mă rog, la mine nu se vede, probabil că acel copiator nu a fost prietenos cu acest text. Sub antetul Confederației... Da, prima... eu nu am cu antetul și din cauza aceasta. Când a fost trimisă? În 25 mai 2020. A, încă n-au trecut cele 30 de zile la care se pot referi inclusiv guvernanții. Nici nu ne așteptăm. Măcar pe telefon ceva reacție ați primit? Nu. Nici nu ne-am așteptat. Nici colegii dumneavoastră de la București? Nici. Deși la București se dă ora exactă, nu? Să știți că și colegii mei, colegul meu, producătorul emisiunii, a încercat să intre în legătură cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, cu cei de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Deocamdată nu s-a reușit nicio legătură, niciun feedback vis-a-vis de această scrisoare deschisă. Păi dacă cumva domnii, doamnele ne privesc sau primesc de la consilierii domnilor lor un semnal că se discută despre dânsii, să intre în direct. Avem și un număr de telefon 0264420135. Cu mare drag, dacă ministrul finanțelor sau chiar prim-ministrul, dacă a terminat discuțiile cu președintele Klaus Iohannis la Villa Lac 3, poate să intre alături de noi. Păi probabil că așa cum este în obișnuința actualei puteri, se citește și se analizează profund, se citește mai încet și mai cu... De ce sunteți, domnul președinte, de ce sunteți răutăcios? Nu sunt răutăcios, dar asta e realitatea. Păi unii citesc mai repede, pe diagonală chiar, alții citesc mai încet, mai revin cu câteva pagini să înțeleagă cât mai bine. Reiau. Bun, au trecut doar câteva zile de când a fost depus acest document, de când a fost publicată această scrisoare deschisă. Totuși, luăm ca bază cele 30 de zile, pentru că vă place, ne place, nu ne place, oricum la cele 30 de zile se vor referi și guvernanții. Da, da. După 30 de zile, la ce vă așteptați de la dânsii și de la dumneavoastră, de la colegii dumneavoastră? Păi
Noi vom continua demersul Ce înseamnă continuarea demersului? sub diferitele aspecte ale activității sindicale. Deci vom insista, probabil că acum să vedem ce se întâmplă după 15 iunie, că nu știm, se prelungește starea de alertă, intrăm iar în starea de cealaltă care a fost de urgență, abar nu știm care e Păi evoluția. stați că astăzi deja se discuta azi după masă despre și probabil până diseară mai târziu vom afla, măcar pe surse, deja se discuta un 1 iunie cu deschideri de terase, cu 15 Bine, ar iunie fi bine. cu nunți, botezuri, 1 iulie nunți, botezuri la scară mai largă, mai... Deci, Mai larg. Auzeam și eu și vedeți, ați manifestații auzit și dumneavoastră, culturale. nu mai cobiți domnul Ilcaș cu revenirea la starea de urgență, Nu, că nu eu dă bine. nu copesc. Eu mi-aduc aminte cu ce ne speria domnul președinte, că dacă nu suntem cu minți, nu va ezita să declare din nou starea de Am urgență. înțeles. Și dacă nu sunteți cu minți, atunci la ce vă Nu așteptați? Acum știm. vă întreb despre speța aceasta cu pensiile. La ce vă așteptați? La speța cu Care pensiile. este baza de negociere? Atunci așa vă întreb. Și revin iarăși pentru că acolo avem cuantificat 40% 1 septembrie. Dacă nu 40, până la ce procentaj ați accepta să mergeți în jos, bineînțeles? Nici nu se pune problema să acceptăm o încălcare a legii. Deci, în primul rând, legea există, e promulgată, trebuie aplicată. Ceea ce trebuie făcut într-o negociere de genul ăsta este a se gândi cum se modifică legea. Adică, totuși ajungem acolo unde am spus și eu, Ajungem la 8%. dacă se renunță la cei 40% doar pe baza unei legislații Absolut. care să vină în Absolut. ajutorul schimbării celei prezente, da? Absolut. Și atunci, Bun, și și la atunci. schimbarea aceea, stați că le iau așa pas cu pas, cu permisiunea dumneavoastră. Dacă se schimbă legislația, acolo interveniți din nou dumneavoastră și spuneți așa, hai să nu fie 40%, hai să fie cât? Intervenim în măsura în care suntem acceptați ca parteneri de dialog și suntem consultați. Altfel, facem ceea ce am făcut și până acum, trimitem documente și scriem scrisori. Da. Deci Spuneți-mi, vă rog, noi. domnul Ilcaș, solicitați aici la final convocarea Consiliului Național Tripartit de Dialog Social. Când a fost convocat ultima oară acest Consiliu Național Tripartit de Dialog Social și pe ce temă? Nici nu mi-aduc aminte. Nici nu mi-aduc Dar pe aminte. guvernarea actuală sau când Pe totuși? guvernarea actuală nu. N-a fost? Din câte știu eu, nu. Dar s-a solicitat din partea sindicatelor. Păi există o lege a CES-ului, a Consiliului Național Tripartit, nu a CES-ului. Există o lege care Care spune spune cum ce? funcționează. Care spune ce? Că se întrunește anual, lunar, Nu. trimestrial, Este semestrial, cum? vorba anual. Cred că trimestrial, nu știu, nu afirm cu tărie, dar cu siguranță există un calendar al întâlnirilor. Și dacă Dar spuneți dumneavoastră că nu s-a întrunit acest Consiliu Național Tripartit până acum? este că trebuie să-l convoce guvernul, primul ministru. Și atunci de aici derivă perturbarea acestui calendar. Bun, suntem la final, domnule Ilcaș. Încă o dată să punctăm cam ce se poate. Faceți dumneavoastră un calendar, dacă nu se întâmplă una, ce se întâmplă mai târziu? Sau, mă rog, pas cu pas, așa cum am convenit și în această discuție. Deci noi vom urmări foarte atent reacția factorilor cărora le-am adresat această scrisoare, vom urmări reacția lor și ne vom croi activitățile și acțiunile pe măsura reacției pe care o au ei. În paralel, vom încerca și vom contacta și alți parteneri de dialog social să se alieze demersului nostru
pentru că nu vrem neapărat să fim singuri în acest demers. Este o luptă mult prea mare și mult prea importantă pentru ca să nu îi dăm greutatea cuvenită. A fost domnul Valentin Ilcaș, președintele Cartela Alfa Cluj. Mulțumim pentru aceste lămuriri, domnule președinte. În mulțumesc mod sigur și noi vom fi cu ochii în patru și vom mai reveni la dumneavoastră, la colegii dumneavoastră, să vedem ce se mai întâmplă în toate aceste demersuri. Mergem mai departe la Actual Regional. În ultima perioadă, știți foarte bine, dragi telespectatori, tot mai mult se discută, se practică tot ce înseamnă online, tot ce înseamnă chiar și telemedicina. Dar în telemedicina veterinară încă nu eram foarte dezvoltați. Despre ce este vorba? În mod sigur este vorba despre consultații, deci consultații în domeniul telemedicinii veterinare. Un material. Acum pare un pic inflamat doar. Nu mai este, dacă apăsați, nu este nimic. Ar trebui să mai poarte colier. Încă cât timp se vindecă incizia, deci undeva la o săptămână maxim, și să nu aplicați nimic acolo local, doar să păstrați mediul curat și să nu aibă unde să intre noroi sau praf, unde stă acolo e foarte bine. Serviciul este ideea doctoriței Ioana Ion, care a muncit mult ca totul să fie eficient și simplu. Ioana a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară în 2014 și a lucrat ca medic veterinar în România și Thailanda. A urmat un stagiu medical în Marea Britanie și a revenit în România la câinele ei Cindy, fost câine comunitar și la prima ei echipă profesională TAC Social. Am dorit să minimalizăm numărul de oameni care vin fizic la cabinet. Și pentru tipurile de probleme medicale care se pot vedea de la distanță, proprietarii pot apela la acest serviciu. Deci, cum ar fi probleme dermatologice care se pot vedea la distanță, probleme ale mobilității, câini care nu se deplasează foarte bine, care se deplasează greu, de asemenea se pot face la distanță și de asemenea și sfaturi, adică oameni care ne cer sfaturi legate de anumite probleme și se pot da foarte bine la distanță. O consultație durează 45 de minute, costă 50 de lei, iar la sfârșit proprietarul pacientului de la distanță primește un document medical amplu cu istoricul medical și de viață al pacientului, concluziile examinării, problemele medicale identificate și tratamentul recomandat. Pur și simplu anumite lucruri se pot vedea și se pot diagnostica la distanță, mai ales în situațiile în care sunt pacienți care au mai fost la noi, au deja istoric cunoscut. Și, să zic, pentru afecțiuni cronice pe care le tratăm, a fost un curs de tratament, în acele situații e foarte bine să putem face asta la distanță și mai ales sunt pisici, câini care se stresează foarte mult la cabinet. Pentru o consultație la distanță aveți nevoie de conexiune la internet, telefon, laptop sau calculator cu cameră video și microfon, faceți o programare, iar apoi doar apăsați un link primit la o adresă de e-mail. Primele consultații online au decurs foarte bine, așa că medicii vor să extindă acest serviciu și după ce lucrurile vor reveni la normal. Foarte interesant materialul și în mod sigur va avea și o continuare pe măsură. Colegii mei vor fi foarte atenți cu tot ce se întâmplă în acest domeniu al telemedicinii veterinare. Așa cum am promis la începutul ediției de astăzi, vom merge și în vestul țării, mai precis în zona Bihorului, în zona intrărilor în țară, adică punctele de frontieră. Colega mea, Loredana Corchiș, este cu datele cele mai proaspete în fața ei. Sărutmile, Loredana, care este situația la punctele de trecere a Vămii către România? Bună seara tuturor, te îmbrățișez cu drag, Karen. O situație un pic mai bună decât cea de săptămâna trecută, atunci când, știi și tu foarte bine, oamenii erau foarte frustrați, foarte nervoși pentru că așteptau ore în șir la aceste puncte de frontieră. Situația s-a mai rezolvat puțin, asta și în urma vizitei
ministrului de interne, domnul Marcel Vela, la Budapesta, să se întâlnească cu omologul dumnealui. Au discutat măsurile pe care trebuie să le implementeze cu celeritate pentru a decongestiona traficul în vămi. Din 15 mai și până în prezent, să știi, Karen, că peste 100.000 de oameni au intrat în țară. Existau până la un moment dat doar 5 puncte de frontieră, dar în urma discuției de care îți spuneam mai devreme, s-au mai deschis încă 5. Practic, în prezent sunt 10 puncte de trecere. Petea, Urziceni în satul Mare, Valea lui Mihai Borș și Salonta în județul Bihor, Vărșand, Turnu, Nătlac 1 și Nătlac 2 în județul Arad și Cenar în județul Timiș. Dar ca și completare, să știți că românii se înghesuie tot prin Vama Borș și Nătlac. Le preferă pe acestea. Există vreo explicație, pe de o parte, cine sunt acești conaționali ai noștri care chiar acum și-au, bine, e o libertate de mișcare, dar chiar acum așa deodată și-au găsit, de parcă eu mă gândeam la un moment dat că s-a decalat Antoldu și vine publicul mare către Antold. De asta am zis așa în paranteză. Vorbeai de celeritate. Din toată treaba aceasta, ceea ce s-a întâmplat cu celeritate, pe drept, cu celeritate, a fost demisia șefului Poliției de Frontieră. Da, așa este. A fost o demisie de onoare, de fapt, pe care și-a dat-o șeful Poliției de Frontieră în urma situației care s-a creat. Dar revenind la ce spuneai tu mai devreme, Karen, să știi că există cumva un soi de comparație între ceea ce se întâmplă la intrarea în țară și la ieșirea din țară. Eu am niște informații ce s-a întâmplat practic astăzi în Vama Borș. Asta ne interesează cel mai mult. Ia să vedem. Astăzi au intrat în țară 1900 de autoturisme prin punctul de frontieră Borș. 4.000 de persoane mai exact și au ieșit 1.970 de autoturisme, un total de 3.000 de persoane. În Vama Nătlac au intrat 600 de autoturisme și 2.600 de persoane și au ieșit 580 de autoturisme și un total de 2.300 de persoane. Mă întrebai care este explicația că toată lumea a ajuns să se bulucească în Vama. Să știi că există o explicație foarte plauzibilă. Ține de autoritățile maghiare care au hotărât ca tranzitul prin țara lor să se facă doar pe un anumit traseu și într-un anumit interval orar. Practic vorbim de intervalul orar 21, ora 21, ora 13, deci doar în interiorul acestui interval se poate tranzita Ungaria și există, înainte de discuția celor doi omologi, exista un singur traseu. Acum practic avem o hartă pe care fiecare persoană care ajunge la frontiera cu Ungaria o primește. E o hartă care conține toate traseele și punctele. Am înțeles astăzi, după ce te-ai interesat tu vis-a-vis de aceste date și ne-ai spus și de acea marjă orară de la 20 și cât? 21 până la ora 13. Da. Astăzi a fost în România, mai precis la București și la Cluj, ministrul de externe al Ungariei, Szijjártós, și exact asta a fost una dintre teme, ca să se dea o dezlegare, adică să se poată și în afară de acest interval orar. S-a dat o dezlegare, Karen, în ceea ce privește transportul de persoane, pentru că domnul ministru Vela asta a cerut în mod special ca transportul de persoane să se întâmple pe un culoar anume și 24 din 24. Și asta s-a întâmplat, dar înțeleg că deocamdată nu este un comunicat public în acest sens, pentru că cei de la Poliția de Frontieră Borș nu au dorit să comenteze. Mulțumim foarte mult, Loredana Corchiș. Să mai vii cu date și zilele următoare, să vedem cam pe când se va rezolva toată această situație despre care au amintit conducătorii Poliției de Frontieră și Ministrul de Interne că se va realiza, se va rezolva cu celeritate. Mulțumim foarte mult, Loredana! Noi ne continuăm periplul actual regional. Vă vorbisem la începutul ediției despre soarta festivalului TIFF, să vedem un material care de fapt vine ca un intro la discuția telefonică și prin Skype pe care o voi purta cu conducătorii acestui festival.
În săptămâna în care Festivalul Internațional de Film Transilvania ar fi trebuit să deschidă cea de-a 19-a ediție, echipa Festivalului Clujean își invită publicul în mediul virtual. Organizatorii spun că nu vor lăsa restricțiile impuse de criza sanitară să anuleze dialogul lor cu oamenii interesați de cultură și își invită publicul la o serie de întâlniri online cu personalități românești din toate domeniile. Pentru experiența spectacolului cinematografic, care implică, include filmul, dar nu e doar filmul, este văzut filmul împreună cu oameni, împărtășit ideile, gândurile, apoi la o cafea, toate lucrurile astea vor dispărea. Nu? Incertitudinea din timpul pandemiei, posibilă apariția unor noi regimuri autoritare și viitorul cinematografiei sunt doar câteva teme pe care jurnalistul Mihnea Măruță le-a abordat în conversația sa cu regizorul Cristi Puiu. Interviul este primul din seria Inspirativ. Ce pot promite că voi încerca să aduc oameni care, la fel ca Festivalul TIFF, au creat un nume sau reprezintă un nume de valoare internațională. Deci români care exportă, în ghilimele, inteligență și curaj. Ceea ce ne-am propus noi cu acest brand, cu acest proiect inspirativ, să vorbim despre viitor, despre cum se schimbă lumea sub ochii noștri, despre ce înseamnă the new normal, se mai poate reveni la old normal. Astea sunt problemele de viitor ale TIFF-ului ne-au preocupat dintotdeauna, pentru că știm foarte bine, inclusiv filmul se consumă în ultima perioadă mai mult online, mai mult acasă. E o provocare pentru un festival care vrea să strângă, știu eu, sute mii de oameni cu filme foarte bune în săli de proiecție, așa cum a fost gândit el cinemaul acum 100 de ani. Începând din această seară, interviurile Inspirativ vor putea fi urmărite gratuit în fiecare luni de la ora 20 pe platforma TIFF Unlimited. Abonații serviciului vor putea accesa materialele înregistrate și în afara acestui interval. Da, am revenit în platou alături de noi via Skype Oana Giurgiu, director executiv TIFF. Să rămână, Oana. Bună. Și telefonic, sper că s-a reușit legătura telefonică cu Mihai Kirilov, directorul artistic al festivalului. Bună seara! S-a reușit, bună seara! Bună seara! Am văzut și ieri și astăzi această știre. Oana, vin către tine și întreb așa. În afară de acest inspirativ, alte inspirații pentru TIFF-ul de anul acesta? Noi avem speranța că putem să facem cât mai mult și că o să ne revenim așa miraculos cu toții din nebunia asta care pare a fi un film științifico-fantastic. Știi, dacă urmărești orice poveste care începe la începutul anului și la un moment dat are un declic în martie, de fapt orice scenariu din ăsta mi-ar fi pus cineva pe masă, aș fi zis că îmi pare rău, dar trebuie să se hotărască asupra unui gen. Corect. Nu poate să înceapă ca o comedie sau ca o dramă și să se transforme într-un SF de la jumătate. Eu cred că o să depășim SF-ul și o să fim surprinși așa deodată de o normalizare. Exact, la o astfel de normalizare succintă mă gândeam și eu la un moment dat. Să vedem. Mihai, tu cum te simți? În ce film joci acum vis-a-vis de tot ce spunea Oana? Eu joc în același film în care joc de 19 ani încoace. Pentru mine e foarte interesant. Sigur că, vorba lui Tudor, e un moment istoric care cu siguranță va fi reflectat în ediția TIFF-ului din acest an, care, da, să spunem o dată pentru totdeauna, va avea loc. Haideți să ne încurajăm așa cu toții. Ca corect, să foarte bine. Dar de ce spun că sunt cumva în același film? E un film făcut din mii de filme pe care le văd în fiecare an pentru a alege cele 180-200 de filme care se pot vedea la TIFF. Pe mine această criză m-a prins, cum să spun, pe canapea văzând filmele pentru TIFF. E un lucru pe care eu în perioada februarie, martie, aprilie îl fac de 19 ani, ies rar din casă. Pentru mine, cum să spun, nu a fost o mare provocare, pentru că oricum stăteam în casă văzând filmele. Deci tu erai de fapt în derularea programului tău
cotidian, hai să-i spun așa. Exact. Într-o demență de filme de toate genurile, sigur că lucrurile astea nu au cum să nu te afecteze și cu siguranță selecția din acest an va reflecta un anumit mood care nu cred că este doar al meu. Cred că, la fel cum cinematograful, când suntem sute de oameni într-o sală, ne face să visăm același vis, să spunem, cam așa cred eu că se va întâmpla și anul ăsta la, am înțeles. La festival. Oamenii vor visa, vor același coșmar. Cred că deja visează oamenii, deci nu doar cândva mai încolo. Oana, pe tine și pe Tudor, cam cum v-a prins acest moment? Pentru că, vedem, Mihai era în toiul muncii, probabil nici nu și-a dat seama că s-a întâmplat ceva. Puțin mai târziu. Nu, mi-am dat seama, dar... Nu, puțin mai târziu, cu o sincopă. La tine cu și la... Da. Dacă mă întrebi așa personal cum mi s-au întâmplat lucrurile, să știi că eu iau această perioadă ca pe un cadou pe care mi l-a făcut soarta. Da. Am avut câteva luni în care am putut să-mi fac ordine în niște lucruri în care cred că n-aș fi avut timp decât la pensie. Și pentru că era o perioadă în care noi lucram foarte mult pregătind TIFU, de ani de zile mă gândesc că niciodată nu m-am bucurat, pare așa foarte romantic, dar niciodată nu m-am bucurat de florile din copaci, știi? Venea primăvara, înfloreau copacii și nu aveam bucuria, nu simțeam parfumul primăverii. Ei, uite că s-a rezolvat. Acum și aerul e mai curat, parcă, deci toate acestea le simțim. Aici, pe lângă studio, aud zilnic privighetori pe care nu le-am auzit de ani buni. Revenind la acest proiect cu Mihnea Măruță, cu primul invitat Cristi Puiu, va continua în mod sigur, după care vor exista în mod sigur, Mihai, și bifurcații și proiecte paralele cu acesta despre care vorbim acum. Legate de inspirativ sau în general? Și de inspirativ și altele. Cu siguranță vor exista, dar hai să spunem pe-a dreaptă, povestea asta ne-a luat așa ca din oală și am încercat din mers să găsim niște soluții economice în primul rând, pentru că TIFF înseamnă nu doar sute de filme, ci și sute de oameni care muncesc pentru ca alte câteva zeci de mii de oameni să se bucure de munca noastră. Ori bifurcațiile astea despre care vorbiți, sigur, presupun tot ce s-a întâmplat pe TIFF Unlimited, toată oferta pe care am avut-o pe TIFF Unlimited, toate jocurile pe care le-am lansat de acest hashtag Carantif, lansat pe social media, unde am invitat fanii festivalului, oamenii care iubesc film, să se prostească, între ghilimele fie spus, reproducând scene iconice din alte filme. Am încercat cumva din mers să ținem lucrurile la cald, să-i ținem pe oameni, pe tifari aproape. Și sigur, ne gândim la viitor, de unde vine toată această propunere cu proiectul inspirativ. Ce se întâmplă acum cu interviurile făcute de Mihnea e un soi de aperitiv, un soi de pilot la un proiect mai mare, care sigur, acum trebuie să-l reconfigurăm. El ar fi trebuit să întâmple în septembrie, ar fi trebuit să fie o anexă vizionară, să zic așa, a TIFF-ului, care să strângă la oaltă personalități, nu doar din lumea filmului, antreprenori, oameni iluminați, vizionați din domeniul științei, pentru o serie de workshop-uri, masterclass-uri, pentru ceea ce se practică la noi în zona asta inspirațională, să spunem. Ne gândim la viitor pentru că, așa cum am apucat să aud și ce spunea Cristi Puiu înainte și care e foarte pesimist, povestea asta cu filmul văzut în cinematograf de oameni nu va mai fi posibilă. Eu cred că lucrurile astea vor fi posibile. Ne vom adapta din mers, nebunia asta va trece, lucrurile nu au cum să rămână așa. Dar sigur că trebuie să gândim, pornind de la această situație, alte proiecte în ton cu TIFF-ul. Oana, Tudor propunea la un moment dat varianta cu drive-in-ul.
Ți se pare, vi se pare fezabilă? E o întrebare comună și pentru, și pentru Mihai, dar mai întâi să o ascultăm pe Oana. Eu am foarte multă încredere că noi vom putea să facem un festival anul acesta foarte mult în aer liber. Adică sper că vom putea face cât mai multe proiecții outdoor și sper că vom putea face proiecții și în interiorul cinematografelor. Drive-in-ul este un mijloc care mi se pare foarte atractiv și amuzant. Noi l-am mai practicat în Cluj, clujenii au mai fost la drive-in-uri, deci spre deosebire de alte orașe care nu știu cum funcționează. Cred că suntem în avantgarda drive-in-ului în România, suntem primii care am organizat drive-in-uri încă acum 13 ani, dacă nu mă înșel. Aha, da. Deci eu mi-aduc aminte, cred că e și de fapt singurul la care am fost undeva sus pe terasa de la Julius Mall. Însă ce vroiam să adaug este că festivalurile de film din lume și-au dat seama și de această componentă online care poate fi exploatată, care poate fi accesată de o audiență mai mare decât audiența obișnuită, audiența locală. TIFF va avea o astfel de componentă începând de la anul acesta. Mi se pare că până la urmă toate lucrurile astea sunt niște cărămizi așezate cum trebuie. Adică eu cred că chiar dacă vom fi altfel anul acesta, vom și învăța multe lucruri. Vom învăța mult, să spunem. Mihai? Se mai poate continua cu drive-in-ul acum, oricât de fericit ai vorbit despre acei 13 ani în urmă când a fost implementată această modalitate? Eu sunt în continuare perplex pentru că decizia de ultim minut de a interzice drive-in-urile mi s-a părut complet lipsită de logică. Da, foarte multă lume gândește la fel. Nu se înțelege de ce. Nimeni nu s-a obosit să dea o explicație, am luat-o pur și simplu ca o retezare ilogică a oricărui elan de a propune o activitate culturală. În schimb, există multe alte, știu eu, întreprinderi legate de mâncare, curierat, care li se par mult mai riscante decât un om care stă în mașina personală, în care oricum iese pe stradă să-și facă cumpărăturile, să stea la distanță de 4 metri de o altă mașină în care stă un alt om și să uită la un film. Sigur că drive-in-ul are limitele lui, pentru că nu poți spune un film ca Lista lui Schindler, dau un exemplu, pentru un spectator care să-l vadă din mașină. Vorbim aici de un anumit confort, vorbim de o anumită stare. Drive-in-ul predispune la un anumit gen de film, documentare despre muzică, comedii, hai să zic filme science fiction. Hai să ne gândim un pic la ce se întâmpla acum 60 de ani. Moda asta a apărut totuși în America, oamenii care mergeau cu decapotabile seara frumos să vadă niște filme ușurele, niște așa numitele date movies, da? Filmele la care mergeai în cuplu. Ele erau mai mult niște accesorii. Noi la TIFF nu avem genul de film accesoriu, nu avem comedii romantice debile, dar se pot găsi, avem într-adevăr numeroase filme care pot fi vizionate în regim drive-in. Un film ca Foxtrot nu pot să-l vezi în drive-in. Presupune o anumită stare, dar sigur da. Că ne adaptăm, adică ne-am și putut adapta. Acum da, numai că mai, și cealaltă parte a trebuit să se adapteze la aceste cerințe și chiar nu înțeleg nici eu și foarte multă lume, așa cum am mai spus, nu înțelege de ce acest blocaj și de ce acest gest de gică contra. Habar nu am, Oana. Nu este singura absurditate din ultimele două luni. Haideți să o luăm așa. Da. Să ne bucurăm că TIFF-ul va avea totuși, loc când va avea poate, loc. Poate că se va și rezolva ceva, să vedem. Oana, oamenii cu sufletul la gură, clujenii cu sufletul la gură, așteaptă de la voi vești. Ce le poți transmite acum prin intermediul nostru? Cei care acum au butonat până acum pe televizor și au văzut că discutăm despre TIFF și au zis, hopa, Oana Giurgiu ne va da vești bune. Oana Giurgiu așteaptă niște vești de la domnul Arafat, cred, până la finalul săptămânii acesteia.
Noi, cei care suntem organizatori ai festivalurilor de film, de muzică, am tot lucrat în ultima vreme pentru a stabili niște reguli de funcționare, un ghid de funcționare al evenimentelor de dimensiuni mai mici. Sper că va fi pus în, în pagină de către cei care trebuie să ne dea acest, acest ghidaj, să ne dea voie să ne facem propriul nostru ghid al festivalului. Da, da, am înțeles. Cred că lucrurile astea vor fi reglementate în scurtă vreme și vom putea să stabilim niște lucruri mai concrete. Momentan noi avem tot felul de idei. Suntem la capitolul brainstorming, ne gândim cum ne putem repoziționa și reașeza în condițiile în care suntem conștienți de faptul că în locațiile obișnuite ale festivalurilor, ale festivalului, practic nu vor putea intra oamenii care, publicul care intra în anii trecuți. Deci trebuie să ne gândim la o capacitate mult mai redusă și atunci trebuie să ne gândim și la alte soluții de cum putem să, să ne împrăștiem în oraș. Am înțeles. Mihai, e un val mare de optimism debordant din partea ta către publicul clujan? Eu ca om de film care întotdeauna a spus că filmele sunt vedeta principală a, a festivalului, într-un fel, să zic pervers, mă bucur că la ediția din acest an vedetele vor fi filmele. Pentru că mi-e greu să-mi imaginez cum va mai putea avea loc o petrecere, să spunem, HBO, da, acel moment seminal al TIFF-ului la care mii de oameni își doresc să participe, toate acele seri electrizante, toate acele evenimente conexe ale tipului care antrenează publicul fără a avea o legătură directă cu filmul. Lucrurile astea, Oana, nu știu cum le vom reglementa. În schimb, o proiecție cu un film bun, mă rog, zeci, sute de proiecții cu filme bune la TIFF anul ăsta vor avea loc și ele vor fi vedetele. Pentru un om de film, cum sunt eu, strict de film, lucrul ăsta nu poate decât să mă bucure și vom vedea, voi vedea, sper, care sunt acei fani adevărați ai TIFF-ului care vin la TIFF în primul rând pentru filme și apoi pentru toată acea energie extraordinară. Da, să rămânem cu acest final. Mulțumesc foarte mult, Oana Giurgiu, Mihai Kirilov. Baftă multă și să ne revedem cât mai curând la TIFF. Într-un fel sau altul. Mulțumesc încă o dată. Și fără ploaie la deschidere. Da, așa este. Mulțumim foarte mult. O să fie mai bine, că va fi august. Da, Doamne ajută. Mulțumesc foarte mult. În mod sigur ne vom mai revedea și via Skype și nu numai, cu Oana Giurgiu, cu Mihai Kirilov, cu Tudor Giurgiu și cu toată echipa TIFF-ului. Am ajuns cam la finalul ediției, dar mai avem, că v-am promis o știre din domeniul politicului mai degrabă. Astăzi, din nou, a fost după o lună și puțin la Cluj, la București, ministrul de externe și al comerțului exterior, ca să dăm titulatura cât mai oficială a ministrului C.R. Tou-Peter, a fost și la București astăzi. Am văzut o conferință comună pe care a susținut-o cu ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, după care l-am văzut astăzi după amiază la Cluj, la prezidiul Uniunii Democrate Maghiare din România, la o conferință de presă în comun cu președintele UDMR, domnul Kelemen Hunor. Despre ce s-a discutat, ce s-a hotărât, dacă s-a hotărât, vom afla de la unul din participanți, ca și gazdă, de fapt, deputatul UDMR de Cluj, Ciomo Boton. Dar înainte vă propun o știre din partea colegilor de la Departamentul Știri. Vom reveni pentru lămuriri, întrebări, răspunsuri cu domnul Ciomo Botund.
O relație pozitivă, eficientă și normală. Așa descrie Peter Szijjártó colaborarea dintre cele două state, mai ales în această perioadă de pandemie. În timpul acestei epidemii s-a realizat o cooperare eficientă și normală între România și Ungaria, deoarece domnul președinte ne-a rugat să facem posibilă comutarea peste frontiera comună româno-maghiară. Am făcut posibilă tranzitul cetățenilor români prin Ungaria către Uniunea Europeană. Am făcut posibilă tranzitul cetățenilor români care ajung în Budapesta la aeroport către România. Oficialul maghiar privește cu optimism și speranță către viitorul Uniunii Europene. Eu cred că Uniunea Europeană poate supraviețui în termeni economici acestei situații grele dacă va îngădui statelor membre să utilizeze bugetele proprii pentru toate investițiile care vor crea joburi și care vor salva joburi. Uniunea Europeană are o reglementare strictă referitoare la sprijinirea acestor investiții din bugete de stat și această reglementare trebuie ridicată. La începutul anului și înainte de declanșarea pandemiei, Comisia Europeană a anunțat că începe demersurile pentru inițiativa cetățenească Minority Safe Pack, privind întărirea drepturilor minorităților în Uniunea Europeană, care este sprijinită de Guvernul Ungariei. Am avut o primă întâlnire inițiatorii cu Comisia Europeană, cu reprezentanții Comisiei Europene. Am înmânat propunerile noastre pentru inițiativa legislativă, fiindcă trebuie să vină din partea Comisiei spre Parlament. Lucrurile acolo sunt un pic mai complicate și din cauza epidemiei, pandemiei, următoarea întâlnire a fost amânată. Președintele UDMR spune însă că așteaptă scuze din partea șefului statului după declarațiile făcute luna trecută, atunci când a atacat proiectul de lege privind autonomia ținutului secuiesc. Kelemen Hunor spune vehement că maghiarii nu sunt inamicii românilor. Nu a existat nicio înțelegere de niciun fel cu Partidul Social Democrat, cum nu a existat nicio înțelegere de niciun fel cu Partidul Național Liberal legat de acel proiect despre care vorbim și la care și președintele Iohannis a făcut trimitere. Niciodată nu am folosit și niciodată nu voi folosi nicio limbă în mod sarcastic și în batjocură, așa cum a folosit președintele limba maghiară. Consider că declarația șefului statului a fost destul de dăunătoare. N-am înțeles de ce ne amestecă într-o dispută de politică internă românească și această declarație a domnului președinte face inautentice acele rugăminți românești care cheamă la neprovocare. Cei doi oficiali au declarat că se așteaptă la respect în ceea ce privește ziua de 4 iunie, când se împlinesc 100 de ani de la Tratatul de la Trianon, o zi sumbră în istoria poporului maghiar, atunci când s-au stabilit noile frontiere ale Ungariei cu statele vecine. Da, aceasta a fost știrea, așa cum v-am promis, stimați telespectatori, alături de noi în momentele care urmează, via Skype, domnul Cioma Botond, președintele Organizației Județene Cluj UDMR și totodată parlamentar, deputat de Cluj din partea Uniunii. Bună seara, domnule deputat! Bună seara! Ați participat astăzi la această vizită a ministrului de externe Szijjártó? Nu am participat. Vă întrebam pentru că și știu că și dumneavoastră aveți acces la diferite informații. De obicei, când sunt astfel de vizite, nu se știe exact scopul. Pentru că una e cu declarațiile, acum vorbesc de oricare ministru de externe al vreunei țări europene sau non-europene, una e ce se declară și alta e pentru care s-a venit de fapt în țara respectivă. Stăteam și încercam să deslușesc cu colegi de-ai mei, jurnaliști și analiști. A venit domnul Szijjártó să vadă
stadiul pandemiei în România. A venit pentru discuții vis-a-vis de legea cu Trianonul, a venit pentru propunerea legislativă care mâine va fi, după câte știu eu, în Camera Deputaților, privind sărbătorirea zilei de 15 martie. N-ați fost prezent și așa e și mai bine, nici eu n-am fost prezent. Dumneavoastră ce credeți? De ce a efectuat această vizită domnul Siartu? Domnul Siartu a fost de mai multe ori în România, a făcut mai multe vizite. De câteva ori și eu m-am întâlnit cu dânsul. Nu cred că domnul Siartu, ministrul de externe al Ungariei, ar fi avut un scop ascuns. Nu, n-am spus ascuns. Numai de obicei una se declară și pentru alta vine. Deci nu trebuie gândit nimic rău în asta. Poate să fie ceva foarte bun. Eu cred că a venit pentru acele chestiuni despre care a vorbit. A fost și la București, a avut o întrevedere cu omologul său român. Au discutat despre sprijinul financiar acordat de guvernul Ungariei comunității maghiare din România și au convenit că o să aibă un acord pe acest subiect. Sigur că s-a făcut acolo vorbire și de, să spunem, atmosfera tensionată care există de câteva săptămâni în România de când Klaus Iohannis a făcut niște acuzații nefondate cu privire la vinderea Ardealului de către Ciolacu, către Ungaria și prim-ministru Victor Orban, prin declarație prin care l-a introdus pe domnul Orban Victor într-o dispută politică internă, pe care, într-o competiție electorală pe care Iohannis și PNL-ul îl are cu Partidul Social Democrat. Și eu cred că au fost anumite chestiuni care trebuiau clarificate și în acest context. Și credeți că a fost ceva clarificat la nivel de administrație prezidențială cu domnul Siartu? La nivel de administrație prezidențială nu, că nu s-a, domnul Siartu nu s-a întâlnit cu președintele României, s-a întâlnit numai cu ministrul de externe, domnul Bogdan Aurescu. Dar eu cred că a fost o întâlnire utilă și necesară. Domnul Siartu a spus că Ungaria este interesată să aibă relații bune cu România. Am amintit și faptul că dacă România are dreptul să se bucure de Trianon și Ungaria are dreptul să fie tristă în legătură cu acest moment istoric. Și eu cred că a explicat destul de bine această chestiune delicată. Sunt momente istorice care pentru o anumită națiune reprezintă un succes și un moment de bucurie, iar pentru altă națiune reprezintă un moment de tristețe. Nu credeți că se bate prea mult moneda pe această temă? Știu că acum un an de zile exact liderii ai UDMR au zis că nu trebuie să se implice foarte mult în toată această problematică Uniunea. Nu cred că noi am bătut, nu cred că noi am adus în discuție acest subiect. Proiectul de lege privitor la sărbătorirea zilei de 4 iunie a fost depus de domnul Corlățean. Acum 7 ani de zile. Nu mai știu exact, dar de mult. De 7 ani de zile. Iar dacă dumneavoastră ați urmărit puțin viața politică din România în ultimele 4 săptămâni, să zic așa, de am când urmărit. A făcut acele declarații absolut revoltătoare și acuzații nefondate, de atunci avem de-a face cu o competiție antimaghiară, să spun așa. Da, asta între... a spus o competiție, asta a vorbit despre ea prima oară domnul Astaruș Ciobă, președintele CNCD. Știți ce m-ar interesa, domnule Ciomobotond? Acum vreo lună jumate, două, președintele Kelemen Hunor vorbea despre un studiu, un sondaj din care reiese de ani de zile că UDMR, tradițional, prin excelență, este mai apropiat de zona liberală. Acum e o problemă cu zona liberală, dar e o problemă și cu zona PSD-ului. Cum își va croi drumul politic UDMR-ul în viitorul apropiat? Nu cunosc acest sondaj, nu știu dacă suntem mai apropiați de liberal. Partidul Liberal, Partidul Național Liberal, în ultima vreme a avut anumite gesturi absolut neprietenoase la adresa comunității maghiare și a UDMR-ului. În acest context e destul de dificil să avem o relație constructivă cu Partidul Național Liberal, mai ales după acuzațiile făcute de către
președintele Iohannis, mai ales după atitudinea pe care a avut-o Partidul Național Liberal vis-a-vis de codul administrativ. Am înțeles. Inclusiv președintele României. Sigur, noi considerăm că nu există altă cale decât calea dialogului și după aceste incidente... Atunci, deocamdată, rămâneți pe linia cu PSD-ul, dacă e ceva de împărțit sau de... Bine. Eu cred că, ca și o comunitate, comunitatea maghiară și reprezentanții comunității maghiare, trebuie să avem o relație cu toate partidele românești și să... Foarte scurt, domnule deputat, cu da sau nu, mâine am spus propunere legislativă în cameră pentru sărbătorirea zilei de 15 martie. Va trece sau nu va trece? Din câte am văzut, din păcate, în această atmosferă de competiție antimaghiară, eu cred că nu va trece această lege, din păcate, deși este un drept legitim al comunității maghiare să aibă o zi de sărbătoare, cum au și are și comunitatea romă și comunitatea tătară, așa și comunitatea maghiară are acest drept, dar, din păcate, această competiție antimaghiară face imposibilă adoptarea acestei... Mulțumesc legi. Foarte mult, din păcate nu mai avem timp, dar vă aștept cu mare drag aici în platou, adică în platou via Skype, chiar într-o zi de joi când avem discuții pe teme politice. Poate vă faceți puțin timp să putem discuta mai pendelete detaliat toate acestea. A fost domnul Cioma Boton, deputatul de mere de Cluj. Cam atât, oameni buni, la actual regional. Mâine ne vom reîntâlni în mod sigur. Să aveți mare grijă de dumneavoastră. Toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română.